Proprietarul unei pescării de lângă orașul Năvodari este revoltat și a găsit plasele de pescuit tăiate de persoane necunoscute pentru a doua oară în ultimii 2 ani. Având în vedere că în urma cercetărilor efectuate în primul caz, autorii au rămas neidentificați, pescarul se teme că și de această dată se va întâmpla la fel. Proprietarul unei pescării de lângă orașul Năvodari a rămas fără plase de pescuit. Ilie Brândău, de 56 de ani, povestește că în dimineața zilei de luni, 21 august, a constatat că plasele pe care le întinsese la aproape 200 de metri în larg au fost tăiate în mai multe locuri de persoane necunoscute. Dimineața asta, cineva mi-au tăiat plasele, ne-au scos din nou pe mal, ne-au pus iar în imposibilitatea de a mai pescui. Și nu știu, dacă nu se ia măsuri, nu știu ce se întâmplă cu persoanele astea care sunt dubioase și știe toată lumea despre ele. Nu știu cine ne controlează pe noi și cine nu controlează cei care fac rău la alții. Peștele prins cu ajutorul plaselor era scos la vânzare, astfel că pescarul nu poate estima încă valoarea totală a pagubelor. Puteți estima la cât se ridică pagubele astăzi? Da, cel puțin 3.000 de euro, numai plase. Nu vorbim de mână de lucru și perioada de timp care o pierdem neputând să pescuim. Având în vedere că a fost un an dificil, începuse să apară peștele. Chiar astăzi vecinii mei au prins pește, cei pe litoral au prins. Acum sunt imposibilitatea de a mai pescui, fiindcă n-am cu ce. Asta e, până le reparăm, până facem rost de tot ce ne trebuie, o să mai dureze 2-3 săptămâni, nu pot să estimez din prima zi. Proprietarul pescăriei a mai avut parte de o problemă identică în urmă cu 2 ani. La momentul respectiv, acesta acuza autoritățile de nepăsare și indiferență după ce s-a chinuit ore în șir să reclame o infracțiune și a fost pasat dintr-o parte în alta. Acesta declara că a fost plimbat între garda de coastă, poliția Năvodari și poliția portului Midia. În urmă cu 2 ani am avut un eveniment nefericit. Cineva mi-au tăiat plasele într-un stil haotic. M-au pus pe mal aproape o lună de zile, am făcut plângere la poliția oraș Năvodari, poliția port, poliția de frontieră, garda de coastă, AMPA. S-au cercetat, un an de zile au durat cercetările, n-au găsit pe nimeni, autor necunoscut. Pescarul bănuiește că ambele infracțiuni au fost săvârșite de aceleași persoane, dar având în vedere că nici primul caz nu a fost soluționat, autorii rămânând neidentificați și de această dată se va întâmpla la fel, iar el va rămâne din nou cu paguba.